unde vine tendința aceasta a noastră de a fi neliniștiți cu privire la mântuirea noastră, de a ne îndoi de ea, de a ne frământa, de a ne gândi ce mai trebuie făcut, ce trebuie să... De unde vine lucrul acesta? Dintr-un singur izvor. Din insuficiența pe care o atașăm numelui Mântuitorului. Vrând sau nevrând, pe neobservate uneori, ne cuprinde acest simțământ de insuficiență. Și jertfei Domnului nostru Iisus Hristos, de plinei jertfe, aceluia care a spus, e complet, e de plin, acestei jertfe avem tendința să adăugăm ceva. Acest lucru l-a observat Pavel în Galatia, când oamenilor lui s-a spus, dacă lângă Iisus nu adăugați tăierea împrejur, nu puteți să fiți mântuiți. Pavel a văzut primejdia grozavă, nu care stătea în tăierea împrejur, pentru că și el era tăiat împrejur, ci a văzut primejdia grozavă care stă în a adăuga ceva mântuirii oferită de Iisus în dar, mântuirii de pline. Îndată ce adaugi ceva acestei mântuiri, pasul următor este că vei dori să mai adaugi încă ceva. Și ultimul pas este că mântuirea oferită de Iisus nu va mai avea nicio valoare în viața ta, ci tu te vei rezema și vei ancora încrederea ta cu privire la mântuirea ta în ceea ce faci sau în cine ești. Aici duce drumul acesta. Astăzi, fă din Domnul Hristos mântuitorul de plin al sufletului tău. Bucură-te din adâncul ființei tale de mântuirea de plină oferită de El. Nu lipsește nimic acestei mântuiri. Este jertfa iubirii lui Dumnezeu. Nu trebuie adăugat nimic. Ea este de așa natură încât însuși Dumnezeu a spus despre ea, îmi găsesc toată plăcerea în ea, toată.